predică atât de frumoasă despre minunile Maicii Domnului care s-au întâmplat în viața frăților voastre, la fiecare. Și urcați în dealul adâncului, tocmai cu gândul că aveți multe să-i spuneți Maicii Domnului. Vedeți minunile Maicii Domnului. Când intrăm aici, ne dăm seama de minunile care se întâmplă în lumea aceasta, pe care Maica Domnului le săvârșește cu noi, cu biserica sa, biserica lui Hristos, Fiul ei. Dacă ne întrebăm care sunt minunile acestea, hai să luăm lucru pe care îl avem în fața noastră. Bisericile acestea, construcțiile acestea, dar mai ales prezența frăților voastre aici. Căci nu urcați degeaba aici, pentru că simțiți și doriți ca Maica Domnului să vă primească, să vă asculte și să împlinească dorințele fiecăruia în parte. Atât de importantă este vorbirea noastră cu Maica Domnului. Câte ne avem noi să-i spunem Maicii Domnului. Dar în același timp, ne gândim, iată cum lucrează Maica Domnului și minunile ei. După Revoluție, când Preasfințitul Pimen, viitorul arhiepiscop al Sucevii, s-a gândit, trebuie să trimitem pe cineva la mănăstirea aceea părăsită de la Hadâmbu. A fost un gând venit de la Maica Domnului, căci aici îl aștepta Maica Domnului pe cel care avea să-l trimită Preasfințitul Pimen. Gândul acela, apoi, iată că Preasfințitul se gândește la un tânăr monah, un tânăr călugăr, pe care îl trimite aici. Du-te acolo, ai grijă de biserica Maicii Domnului. Și sigur se întristează părintele când ajunge aici și când vede părăsirea aceasta după 50 ceva de ani de comunism. Dar Maica Domnului n-avea să-l las. De multe ori m-am întâlnit cu părintele stareț atunci la începuturi și de fiecare dată îl vedeam lăcrimând, gândindu-se la starea jalnică în care o biserică a Maicii Domnului a ajuns și se gândea ce pot eu să fac un om singur. Dar iată Maica Domnului l-a trimis aici, dar nu l-a trimis numai pe el. V-a trimis și pe frățiile voastre, pe toți. Pe toți cei care au venit de atunci încoace, care au intrat aici în mănăstirea aceasta, care și-au pus încrederea Maica Domnului, care au dorit să-i spună ceva Maicii Domnului. V-au trimis aici, ne-au trimis aici, Maica Domnului, ca noi să spunem dorul nostru și ea să ne dea binecuvântare și gândul cel bun pentru biserica ei. Am început cuvântul acesta, că nu vreau să vă țin mult, va vorbi Preasfințitul, sigur o să ne spună lucruri atât de importante. Am început cu rugăciunea, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Pentru că ea ne deschide nouă ușa Raiului, fiecăruia în parte. Am văzut pe YouTube, și o să căutați pe dumneavoastră, găsiți, ultimele cuvinte, chiar așa să căutați, ale părintelui Paisie Olaru, care a fost, mulți dintre frățiile voastre l-ați cunoscut, iar cei care nu l-au cunoscut, vor afla anul, în 2025, mai multe despre el, căci atunci va fi proclamată canonizarea sa, va fi trecută în rândul Sfinților. Deja este propus și deja este analizată viața lui și este pregătită canonizarea lui. Părintele Paisie are el ultimele cuvinte așa și spune: Maica Domnului ne ajută ca să intrăm în rai. Și se roagă, el era într-o convorbire cu părintele Ioanichie Bălan. Ați auzit și despre el, are multe cărți scrise părintele Ioanichie. Și el spune: Părinte, ia spunem, cum să ne pregătim noi ca să ajungem în rai? Și atunci părintele Paisie spune: Maica Domnului ne duce pe noi în rai. Dar cum așa? El spune, iată, când suntem la ușa Raiului, Maica Domnului deschide ușa.
și ne primește pe toți. Pentru că noi spunem permanent în rugăciunile noastre, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântare tânăscătoare de Dumnezeu. Și atunci când suntem la ușa Raiului, dacă ar fi toate puterile întunericului împotriva noastră, noi ne prindem de ușa aceasta, care de fapt este Maica Domnului, și strigăm către dânsa, ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu. Și atunci Maica Domnului, spunea el, mi-a plăcut foarte mult felul lui de a se exprima, așa, nu complicat, ci nădejdea pe care o avea el în Maica Domnului. El avea o nădejde puternică în Maica Domnului, iubea pe Maica Domnului. Așa cum iubiți și frățiile voastre toți. Căci sunt convins că atunci când ați ajuns în mănăstirea aceasta, primul lucru care l-ați făcut, v-ați dus întâi la icoana făcătoare de minune Maicii Domnului. Spuneam, am venit cu mai mulți credincioși și le-am spus, să nu vă înghesuiți acolo la icoană. Spuneți-i Maicii Domnului de la distanță tot ce aveți de spus. Spuneți-i Maicii Domnului. Avem atâtea de spus. Și mergeți în Maicii și sărutați icoana Maicii Domnului ca o împlinire a ceea ce i-a spus. Are Maica Domnului grijă de toate. Multe minuni ale Maicii Domnului vedem până astăzi. Suntem în perioada aceasta atât de tristă, de războaie, de neînțelegere, de înțelegere între frați, de înțelegere între popoare. Mă gândeam, iată, două țări ortodoxe se luptă între ele, Rusia și Ucraina. Ei au și ei sărbătoarea aceasta a acoperământului Maicii Domnului. Și mă gândeam, soldații aceia, sigur sunt credincioși dintre ei, și ruși, și ucraineni. Se roagă toți la Maica Domnului, îi ajută Maica Domnului. Pe care dintre ei, pe ruși sau pe ucraineni, îi ajută Maica Domnului? Sunt credincioși, ortodoxi și unii și alții. Și sunt convins că Maica Domnului ajută pe fiecare în parte, și ruși și ucraineni. Dar vai de capul comandanților lor, a celor care sunt, care au pornit războiul acesta dintre frați, a celor care au gânduri ascunse și care trimit la moarte pe tinerii aceștia, ori ruși, ori ucraineni. Vedeți, Maica Domnului, câte nu putem noi să spunem despre minunile Maicii Domnului. În acatistul acoperământului Maicii Domnului, avem un loc acolo să se spune, bucură-te, tu cea care ești lângă noi la sfârșitul nostru, care ne aperi și ne acoperi la sfârșitul vieții noastre și ne ridici durerile morții. Vedeți că Maica Domnului o chemăm în viața noastră, nu numai de azi pe mâine, ci o rugăm ca să ne însoțească până la sfârșitul vieții și să ne deschidă nouă ușile Raiului. De aceea, iubiți frați și surori, ați venit cu nădejdea aceasta la Maica Domnului. Să vă împlinească Maica Domnului toate rugăciunile, tot ceea ce aveți în sufletele dumneavoastră. Să puneți la picioarele Maicii, Maica Domnului, cu acoperământul tău, ia-mă și pe mine, sunt și eu unul dintre copiii tăi. Nu mă părăsi, nu mă lăsa. Fii cu mine în viața aceasta și la sfârșitul vieții și du-mă în împărăția Fiului tău. Amin. Să trăiți, să rugăm.